numesc Natalia Ursu, profesoară de limba engleză la Liceul Teoretic Vasile Alexandrii din municipiul Bălți. A fi profesoară este un îndemn al sufletului. Puterea mea se ascunde în dedicație și dragoste, necondiționată față de copii. Mă inspiră personalitățile copiilor și schimbarea. Ei sunt izvor nesecat de atitudini, înțelepciuni și descoperiri, iar schimbarea este unica strategie care ne face inovativi. Dorința arzătoare a elevilor de a afla necunoscutul, oportunități nelimitate și, desigur, proiectul Clasa Viitorului mi-a marcat traseul de profesoară. Utilizarea aplicațiilor pentru prima dată a făcut elevii să fie extrem de receptivi, curioși și motivați. Astfel, îi învăț să aibă încredere în sine, să comunice mult, să fie organizat și flexibil, să se respecte și să ofere sprijin reciproc. Trăim într-o lume complexă care ne oferă căi diferite de rezolvare a problemelor și de adaptare la această lume în continuă transformare. Liceul nostru a devenit o platformă ideală pentru aceste necesități datorită proiectului Clasa Viitorului. De aici a pornit și integrarea insistentă și utilizarea tehnologiilor la ore. Voi fi cu ochii în patru la orice schimbare și oportunitate de a promova o pedagogie pozitivă, cu confort, multă inovație și creativitate. Tehnologiile nu au schimbat educația în Republica Moldova, ele au dat o respirație nouă calității acesteia. Digitalizarea a devenit o superputere ce transformă sala de clasă într-un spațiu unde toți elevii au succes. Sunt și voi fi promotoare de inovații digitale pentru a face viitorul mai aproape de elevi, pentru a educa generații creatoare de frumos și inovație într-o binele lor și al țării.